doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Mihai Ghiță. Iată pentru început titlurile, asta e România. Pandemia ne-a îmbolnăvit și ne-a sărăcit. Păi nu știu ce se întâmplă mâine, pentru că mâine vine, cine vine, vedeți bine cine vine și ne ordinele și spune gata, s-a închis domeniul. Și ce poți să faci? Să iei să dai în cap, să ajunge și acolo. 6 lei. 6 lei, cu 6 lei ce vă cumpărați? O să-mi iau un baton de parizel și o pâine. Dacă mi-ajunge. Un loc de muncă stabil e din ce în ce mai greu de găsit. Uite, și eu sunt în căutarea unui loc de muncă, aștept să mă sune cineva, un angajator, să mă duc la un interviu. Aceasta este prima minune a Teleormanului. Caracalul are 8 minuni, Teleormanul are una, dar una care le bate pe toate. Am găsit copia catedralelor spaniole la Teleorman. Câți bani crezi că a băgat în el? Miliarde. Este o clădire... mai impunătoare. Vă mândriți cu el? Nu! Eu nu! N-are rost în zona asta, tată! Cine are bani poate să-și facă și în cap. Cine are bani? Castel. Absolut. E un băiat care s-a descurcat în viață. Povestea castelului minune din praful Teleormanului imediat. Bine ați venit în colțișorul meu de Paris. Ea e prima româncă filozof cu diplomă în arta culinară. În momentul în care o tai și te bucuri de o felie de pâine proaspătă, îți dai seama că acolo nu este doar o felie de pâine, este o felie de istorie. În 2021 se numără concedierile. Pandemia face ca pierderea locului de muncă să fie una dintre cele mai mari griji ale românilor de un an încoace. Criza sanitară i-a adus pe mulți în sapă de lemn. Avem peste 500.000 de șomeri și peste 80.000 de locuri de muncă pierdute. Unul din 10 români a ajuns în șomaș tehnic și se întreabă acum încotro s-o apuce. Grija zilei de mâine li se citește pe chip celor care caută cu disperare o soluție de supraviețuire. Este luni dimineață, începutul unei noi săptămâni în care mulți dintre noi își fac planuri, calcule și se gândesc cu îngrijorare la ziua de mâine. Am sau nu ce să pun pe masa copiilor? Rămân sau nu fără slujbă până la sfârșitul săptămânii? Oare îmi ajung banii să-mi plătesc datoriile și luna aceasta? Sunt întrebări care ne macină și la care încercăm să găsim răspunsuri. Facem un reportaj despre viața noastră. Cum e ea acum? Viața noastră? Asta e viață? Păi dacă asta e viață, înseamnă că am venit după moarte. Păi nu știu ce se întâmplă mâine, pentru că mâine vine, cine vine, vedeți bine cine vine și ne ordinele și spune gata, s-a închis domeniul. Și ce poți să faci? Să iei să dai în cap, să ajunge și acolo. Aveți cuvântul meu că foarte, foarte curând o să ne dăm în cap unul altuia. Pentru că România o să ajungă, oricum este la coada Europei. Le luăm așa pe rând. Statul a fost de neatins. Cine lucrează la stat a fost de neatins. Cine lucrează într-un anumit tip de comerț? A mers bine tot ce înseamnă alimentație publică, hipermarketuri, chestiuni de genul ăsta. Dar sunt afaceri care țin de tot ce înseamnă viața noastră bună, de distracții, de afacerea cu haine, care au căzut pas cu pas. Sunt industrii care au căzut. De asta zic că avea un salariu este chiar un lucru bun. Pentru că sunt industrii unde am pierdut foarte mulți bani. Adică acum avea un salariu pentru foarte multă lume este lucrul cel mai bun care se poate întâmpla. În stradă, îngrijorarea se citește pe chipul oamenilor. Pandemia a trimis 2 din 10 români în șomaș tehnic. Florin e unul dintre ei. Îl găsim pe o bancă punându-și ordine în gânduri. Uite, și eu sunt în căutarea unui loc de muncă, aștept să mă sune cineva, un angajator, să mă duc la un interviu. Vin tot de la un interviu. Acum. Ce să zic, cam prost. Cu timpurile astea, cam prost. De cât timp vă căutați un loc de muncă? De vreo 2 săptămâni. Și în ce domeniu vă căutați muncă? Sunt electrician. De muncă ar mai fi, dar se oferă foarte puțin și nu poți să trăiești. Cu banii ăștia care îi oferă angajatorii, nu poți să trăiești. Care ar fi suma lunară care vă este oferită? Sub 3.000 de lei. Și dumneavoastră aveți copii, aveți familie? Bineînțeles. Câți copii aveți? Unu, o fetiță. Să vă trăiască ce vârstă are? 13 ani. Pentru o fată de 13 ani, cam care sunt cheltuielile lunare? Cu hainele, cu mâncarea, cu tot? Mari.
Nu pot să spun exact, dar sunt mari. Cred că un salariu numai pe ea se duce. Un salariu minim, mă refer. Aproximativ. Omul a plecat de acasă, doar o găsi ceva de lucru. Nu știe ce-i rezervă ziua de mâine și dacă cineva mai are nevoie de el, asta după ce s-a reprofilat de două ori. Se întâmplă odată cu pandemia? Resimțiți acum problema asta mai mare? Da. Da, spre exemplu, acum 2 ani, pentru o muncă la jumate și care o făceam la jumate și necalificată, luam același salariu. Acum muncă calificată e plătită ca și necalificată. Dumneavoastră vedeți cumva o lumină așa la orizont? Credeți că ne vom face bine în curând? Vom scăpa de aceste probleme? De virus poate scăpăm, dar iată, rămâne o criză financiară. Criza de-abia de acum încolo o să vină. Părerea mea. V-ați gândit vreodată să vă reprofilați? Deja m-am reprofilat de două ori. Și e posibil. Ce faceți mai exact? Electricitate, curenți slabi, camere de luat vederi, detectoare de fum, de monoxid de carbon. Și inițial ce făceați? Tubulatură, aerisire. Tot pentru familie, Vicențiu face totul. Are 27 de ani și lucrează la o firmă de livrări. Ca să pună o pâine pe masă, parcurge zilnic între 50 și 60 de kilometri pe bicicletă. Peste 1,2 milioane e recordul contractelor suspendate de când în România au fost impuse restricții din cauza noului coronavirus. Cei mai afectați sunt angajații din domeniul industriei prelucrătoare, comerț și transport. Acum numai cei care au puterea să se reinventeze mai au o șansă, ne spune Cătălin, pizar de meserie. Ai avut la un moment dat emoții că vei rămâne fără loc de muncă? Da, foarte mari. Mă gândeam că ce o să fac, unde o să mă angajez. Pe timp de pandemie a fost totul închis și nu mai te angaja nimeni. Dacă ferească Dumnezeu, rămâi fără loc de muncă, ce faci? Mă reprofilez. Și a urmar în construcții toate cele. Totul e incert și e pregătit de orice. Asta după ce a rămas cu un salariu înjumătățit. Păi munceam cu program redus și la jumate din salariu, la jumate de normă lucram. Și copii de întreținut și chirie și toate cele și vă dați seama. La început a fost un pic mai greu. Cât câștigai atunci pe lună, în momentul în care ți s-au redus banii, și cât câștigai inițial? Câștigam undeva la 6.000 de lei, da, și după luam vreo 25-30, cam așa. A fost un șoc? Da, foarte mare.
Ce nu ai mai reușit să achiți, având tăierea asta salarială? Ratele, să-mi întrețin copiii așa cum trebuia să-i întrețin înainte de pandemie. Câți copii ai, ce vârste au? 2 băieți, unul de 5 ani și unul de 4 ani. Să străiască. Sensuos. Și ce le lipsea lor în momentul în care tu nu mai aveai bani cât trebuie? Lipsea toate cele necesare, adică jucării, hăinuțe, una alta, plimbări, ieșiri. Atâta vreme cât acest lucru se va întâmpla, oamenii de care vorbești vor fi în pericol. Încă cei despre care spui că s-au reprofilat de 2-3 ori, cred că chiar sunt norocoși că au putut să facă asta, că sunt oameni tineri și s-au putut adapta la chestiunile astea. Ideea este că o să mai trecem printr-un val pandemic. Nu e, vara asta va fi mai ușor, iarna va veni iarăși cu probleme, toamnă-iarnă, când vor fi din nou îmbolnăviri, nu uitați că rata vaccinării este proastă și va scădea în continuare, nu o să atingem imunitate și o să vină un moment când iarăși vom suferi și anumite lucruri se vor închide, din nou. Vremuri grele am ajuns să trăim. Nicio problemă, le înfruntăm. Lupta pentru supraviețuire, să știți acum, la ora actuală. România s-a clasificat în 3 părți. Bogați, miliardari și burghezi, chiaburi, micii meseriași, cei care au micile restaurante. În 3 decenii, Ștefan a rămas fără muncă de mai multe ori, însă nu a murit de foame, pentru că, spune el, n-a stat cu mâinile în sân. De 30 de ani, exact de 30 de ani, acest căruț nu are mai mult. Roțile le-am schimbat, dar căruțul cadru are 30 de ani. Reciclez după gunoaie să supraviețuiesc eu și întreaga familie. Deci așa am întreținut familia. Câți membri are familia? 9. Și încurajați și tinerii care au rămas fără muncă din cauza pandemiei să apuce de munca asta? Da, nu e nicio problemă. Poate, să știți, nu? Da. Păi sunt cam mulți, s-ar putea să rămâneți fără loc de muncă. Nu are nici, nu are importanță. Fiecare cum se scoală și aleargă, să știți. Să vă spun un deci adică, dacă ești mai puturos, te trezești da, pe la dacă trezești, mine... nu mai găsești. Dar dacă trezești la 5 dimineața, când începe să se strângă gunoaile, găsești destule, păstrezi pe culo, noaptea lumea aruncă de toate. Dacă ferească Dumnezeu două foame mai mare, se năsprește competiția. Dumneavoastră aveți în momentul de față un loc de muncă? Momentan nu. Mai puține variante de lucru din ce făceam. În ce industrie ați dorit dumneavoastră să lucrați? Eu am lucrat în construcții, dar deocamdată m-am mai potolit un pic. Din muncă nu s-a potolit însă niciodată Ștefan. Lucrează 7 zile din 7, indiferent de vreme, indiferent de cum este privit de oameni. Uitați-vă mâinile mele, cum sunt în halul în care sunt, vedeți? Și ce ați găsit dumneavoastră? Ce aveți aici? Fiare. Aveți un aragaz odată? Da, aragaz, niște scaune, niște calorifer de ăsta metalic, un pad ăla. Asta e viața, ce să facem? Vorbeam cu foarte mulți tineri care au rămas fără locuri de muncă în această criză. Da, normal că au rămas boala de așa natură încât trebuie să ne protejăm, da? Nu trebuie să ne protejăm. Da, s-au închis afaceri, s-au închis restaurante și o grămadă de firme și oamenii nu mai au unde să lucreze. Unii dintre ei nu mai găsesc. Da, perfect, dar dumneavoastră nu vedeți că datorită acestui, deci fiind aglomerație, virusul se răspândește. De ce nu există în alte părți ca în București? E cel mai greu. În toată nebunia, Vasile, un om simplu care o duce de pe o zi pe alta, își pierde pe rând munca, dar și portofelul cu ultimii săi bani. Norocul face ca un străin să îl găsească. Omul nu știe cum să-i mulțumească. Vă mulțumesc din toată inima și... Cu plăcere, doamnă. Suntem români și așa trebuie să ne ajutăm. Unul cu altul, România. Da. Trăim în România, nu trăim în altă țară. Da, am găsit în tramvai, aproape de tramvaiul. Tu de unde ești? Din Africa, Etiopia. Da. E bună și Africa. Da. E bună și Africa. Okay. Dacă suntem buni la inimă, mai contează? Da. Și îți mulțumesc din toată... Dar n-am cuvinte, m-a lăsat fără cuvinte. Dar cum v-ați pierdut portofelul și ce aveți în el? La tramvai. Ce aveți în el? 5 lei, o copie după buletin și o foaie de aia de la Aleu, de la piața Aleu. Ia luați portofelul, arătați-ne și nouă ce aveți în el. 5 lei? Ia arătați-ne. Dați 5 lei,
Asta 6 lei, pardon, 6 lei. 6 lei, cu 6 lei ce vă cumpărați? O să-mi iau un baton de parizel și o pâine, dacă mi-ajunge. Și asta datorită lui? Da. Datorită lui și mulțumesc frumos, ce să mă zic altceva. Cu plăcere. Thank you very much. You're welcome. Speak in English? Da. My name is Vasile. I'm Solomon. Nice to meet you. Solomon. Am bară bine. Solomon. Yeah. Un gest simplu care ascunde până la urmă o lecție de omenie pentru bărbatul care trăiește și așa de pe o zi pe alta. Dumneavoastră, cum vă descurcați în pandemie? Mai aveți un loc de muncă? Nu mai am, din păcate nu mai am. M-a dat afară, am lucrat la spălătorie, având în vedere că e pandemia asta, m-a dat afară. Dar păcat că trăim în România, păcat. Păi da, dar el se bucură pentru că trăiește în România acum. El se bucură, la ei e război, e genocid la ei. Păi și la noi nu-i sărăcii. Noi încă nu ne-a fost destul de rău ca să înțelegem ce înseamnă rău. Pentru Solomon, tânărul etiopian, România este de 2 ani țară adoptivă. E recunoscător oamenilor că l-au primit și l-au lăsat să trăiască aici, într-un loc în care nu există război și nesiguranță. What are you doing here in Romania? Are you studying? Are you working? I'm working here and I'm like, I have been 2 years in Romania and I like the people, the place and that is... This is my contribution if I will find something important for the people. I work in media advertising. Wow, that's great. Yeah. And how's it going now in the pandemic era? Like a little bit it was difficult, but we are managing, we will deal it. I have many friends that are looking a job, their company is closed because of the pandemic. That's why we are making to find a solution for that. Are you afraid that you could lose your job? I'm not afraid right now because I have been for 6 months without job. It was hard for me. Right now, I make a long and determined contract. So I think it's... And how did you manage to survive? I saved the money before. And I have friends that are like Romanian friends, like family here. I have integrated with the people. I am already familiar with Romanian people. That's why I want to let you know to the Romanian people and to the Romanian community, there is some big issue behind my country. They're like civil war, genocidal war against minority people, Tigray people, religious issue. I came with some visas to Romania. Now I am living here with safely, but my family have in very dangerous situation. They don't have medical access or some food access as well. There is big critical point now. All communications are blacked out. This is that point, I miss my family, my friends. Most of the years they are in a worse situation right now. I miss my family, all right. Pentru Solomon, România e o gură de oxigen, chiar și așa cu problemele economice care vin la pachet cu pandemia. Însă pentru unii dintre noi, aici nu mai e de stat.
Acasă am familia, am copii, am avut problemele mele. Și depinde de banii dumneavoastră. Da. Ce v-a făcut pe dumneavoastră prima oară să plecați din România? Pentru că îmi spuneau că sunt bătrână, nu m-a angajat niciunul la 40 de ani. La 40 de ani? Te angajăm. Și atunci am luat bagajelul și am plecat. La 40 de ani să fii bătrân. Păi de ce nu ne pensionează de atunci? Păi nu știu, de ce ne mai angajăm la 20, la 18, la așa. Dacă la 40 era, trebuie să ieșim la pensie. În România, dacă v-ați căuta un loc de muncă, în ce industrie? Nu, nu-mi caut. Nu-mi caut. Nu, acolo sunt pusă contract de muncă, medic, ai toate drepturile, ai toate alea. Aici, la vârsta asta, n-am găsit 10 ani în urmă, acum, niciun caz. Acum ce așteptați din Italia? Cum? Ce așteptați acum din Italia? Bănesc că o să vă întoarceți. Da, normal că mă întorc, mă așteaptă. Dan Zilianu, spre exemplu, locuiește de ani buni în Statele Unite ale Americii. Unde locuiți dumneavoastră acum și de ce ați plecat din România? În Statele Unite, în Ohio. De ce ați plecat de la noi? Într-o viață mai bună, normal. Ce înseamnă o viață mai bună? Adică muncă mai bine plătită. Și automat, normal, dacă munca e mai retribuită, ai viața mai bună și mai frumoasă. Am camionul, trailerul meu și lucrez pentru altă companie, plătesc procente. Nu se compară nici cu Europa, nici cu Germania, Spania, nimic, altceva. Ne puteți da un exemplu cam cât se câștigă lunar în România pe așa ceva și cât se câștigă în Statele Unite? Dacă vă spun, vă credeți. Puteți să ne spuneți, vă credem. Banii pe o săptămână, viară. Da, da, da. Bine, e o săptămână mai bună în luna noiembrie. A, pe săptămână primiți, nu? Da, da, acolo pe săptămână. Nu trebuie să aștepți salariul o lună să vină. Mă, astăzi am tăiat factura, a doua zi am bani în cont. Și sunt serioși americanii când vine vorba de bani, nu? Nici nu se pune problema de așa ceva. A. Ăștia banii pe o săptămână, uitați-vă. Deci aveți... Stați să văd dacă citesc bine. Citesc bine, stați, dar nu mai citesc cu gura. Am înțeles. Deci, 18... deci nu toată lumea câștigă așa. 18.600 de euro într-o săptămână. Într-o săptămână ați câștigat. Da, bine, dacă plătesc motorină, rămân cu vreo 13.000. Da, aici chiar trebuie să stăm jos. Germania, trebuia, da, știți, interviul acesta trebuia să luăm acolo, să stăm jos. Daniel a ales însă să se întoarcă acasă. Spune că nici în străinătate nu mai e ce a fost. Deocamdată nu am un loc de muncă, sigur. Dar m-am întors, că în Italia nu se mai putea trăi nici acolo. În București, locuri de muncă, foarte multe firme s-au desființat. Am muncit la o firmă de publicitate 3D în Sicilia, în Catania. La început, am plecat acum 7 ani, firma era într-un moment bun, se muncea foarte mult, dar în ultima perioadă, datorită virusului, tuturor problemelor de muncă, nu am mai fost și am fost nevoiți, am luat o decizie de a ne întoarce acasă. Mama e acolo, ea a rămas, eu am venit aici. Sper în viitor să reușesc cu sora mea de a încerca de a duce și pe mama aici. După ani de muncă în Italia, Cristi a simțit cum și această țară a fost destabilizată de criza pandemiei, așa că nu-și mai vede un viitor sigur nici măcar în peninsulă. Am reușit să ne cumpărăm o casă aici și cred că o să găsim ceva, un loc mult mai bun ca cel din afară. Dumneavoastră luați în calcul acum varianta de a vă întoarce cu totul aici definitiv, în țară? Definitiv. Nu mai rentează în afară traiul acolo și dacă stai, ai un salariu de 1000 de euro, plătești chiria, mănânci, în schimb acasă e aceeași chestie. O să strângi bani doar să vii acasă de sărbători. Dar rest, românul, să știți că nu strânge bani în afară, este foarte greu. Așa că românul nostru își va reîncepe viața în țara lui. Are un plan pe care speră să-l vadă realizat într-o bună zi. Cu ajutorul cumnatului meu, având o firmă de transport, o să merg cu el la început. După aceea o să încerc și sunt o grămadă de firme italiene care au deschis aici call center și dau cât de cât salarii bune. Îți era dor de România? Da. De când am plecat am fost cu gândul de a mă întoarce în țara mea, pentru că țin foarte mult, familie, tot, dar
România asta e frumoasă, foarte mult zic și se merită să te întorci acasă. Nesiguranța domină în întreaga lume, iar în România s-a acutizat în următoarele zone. Ministerul Muncii arată că cele mai multe contracte de muncă încetate au fost înregistrate în București și județele Timiș, Constanța, Teleorman, Covasna și Mehedinți. Ceea ce vedem în momentul acesta este o lovitură, dar nu cea mai grea pe care o am fi putut-o încasa. Și mă aștept ca odată cu creșterea economică, una care există, e reală, adică nu e din pix, România își revine și V-ul ăla e destul de bun, oamenii aceștia să-și recapete sau să-și regăsească de lucru. Cele mai afectate domenii din țară sunt industria prelucrătoare, comerțul și construcțiile. Aici au fost încetate cele mai multe contracte de muncă, iar un vaccin antisărăcie încă nu a fost inventat. Aceasta este prima minune a Teleormanului. Caracalul are 8 minuni, Teleormanul are una, dar una care le bate pe toate. Am găsit copia catedralelor spaniole la Teleorman. Câți bani crezi că a băgat în el? 2 miliarde. Este o clădire mai impunătoare. Vă mândriți cu el? Nu, eu nu. N-are rost în zona asta, tată. Cine are bani poate să-și facă și în cap. Cine are bani? Castel. Absolut. E un băiat care s-a descurcat în viață. Povestea castelului minune din praful Teleormanului imediat. Bine ați venit în colțișorul meu de Paris. Ea e prima româncă filozof cu diplomă în arta culinară. În momentul în care o tai și te bucuri de o felie de pâine proaspătă, îți dai seama că acolo nu este doar o felie de pâine, este o felie de istorie.